Campania vine în contextul în care studii recente relevă o creștere a consumului de cannabis și o diminuare a vârstei de debut. Dr. Paul Chirițescu, medic în cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Maramureș, spune că acum s-a ajuns ca mulți copii să utilizeze aceste substanțe interzise la vârsta de 10 ani. Mai mult, el apreciază că în județ numărul consumatorilor a crescut cu 10% în ultimii 3 ani. Totuși, cannabisul este pe locul al doilea în preferințele maramureșenilor, după substanțele inhalante gen aurolac, prenades sau alți solvenți. Statistica diferă dacă ne referim strict la băimăreni, care preferă etnobotanicele, iar a doua opțiune, cannabisul. Campania pot altfel lansată astăzi are drept scop creșterea nivelului de informare, sensibilizare și conștientizare a populației cu privire la efectele medico-psihosociale ale consumului de cannabis. Sunt vizați cu precădere tinerii pentru că grupa de vârstă 15-25 de ani este pe primul loc în topul consumatorilor la nivelul județului Maramureș. Dar nu numai aceștia trebuie să cunoască riscurile utilizării acestor substanțe care în timp creează stare de panică, anxietate, dificultăți de atenție, alterarea memoriei, depresie și dependență. Cannabisul se joacă cu mintea ta, tu ai controlul. Acesta este mesajul campaniei ce va fi implementată în perioada 5 septembrie 2017-31 iulie 2018.